De salutare, dragii mei prieteni, cu voi este Mihail Isacu și astăzi, după cum ați văzut în descriere, vom vorbi despre Elias Vlogs. Îmi cer scuze că n-am făcut video despre Dejan Stipic, trebuia să fac, el a câștigat duminica de trecută din cea libertăți din Calisthenics, care a fost la Frank Medran, a câștigat Dejan Stipic. Video este gata, doar că s-a lansat deja duminica viitoare. Acest video însă o să fie despre Elias Vlogs, că tot vorbesc despre Elias Vlogs, acum că s-a șters de canal, s-a lăsat de canal. De să începem cu aceea că de ce s-a șters Elie canalul. După părerea mea, eu nu cunosc această persoană, doar din punctul meu de vedere voi vorbi căci am văzut mai multe informații despre el, am mai privit câteva video de-a lui, dar să începem în primul rând cu lucrul acela, hate. El a spus să șters canalul din pricina că prea multă lume îi face hate. Deci pot să fiu de acord cu această idee, căci chiar să ne uităm. În primul video avea și multe dislike-uri, foarte multe comentarii, și comentarii nu le citeam, dislike-uri le vedeam. Dar orice hate, nu are importanță ce hate este, dar orice, absolut orice hate face probleme mari. Nu știu, depinde ce persoană este. Poți să fie o persoană optimistă, poți să fie o persoană realistă, poți să fie o persoană, nu știu, închisă în sine. Și pentru fiecare persoană aici deja joacă rolul psihologic. Adică când o persoană este mai realistă, ia totul asupra sine, se întâmplă și probleme de acestea. De aceea putem să spunem că Milie nu a mai putut să suporte tot hype, deci a fost un hype foarte mare, foarte multă lume hype-uiește în legătură cu, după câte am înțeles acolo, skate park-ul. În general, eu cred că trebuie mulțumit această persoană, căci a depus o mână de ajutor cu băieții care fac acest proiect, la care lucrează acest proiect. Pot să spun că este foarte, foarte complicat în genere să deschizi ceva, mai ales la noi în țară, în Republica Moldova. Noi cu Street Workout am deschis o asociație foarte complicat, ajutor aproape de nicăieri. Suntem foarte mulțumiți acum că avem parteneri care ne ajută și ne sprijină, dar este foarte, foarte complicat. Elias Vlogs, prin autoritatea sa care o avea, a ajutat, adică a dat o mână de ajutor acestor băieți ca să fie un skatepark în Moldova. Nu înțeleg cum lumea poate să se gândească la lucrul, la lucrul acela că el a putut să ia banii aceia lui. Voi trebuie să înțelegeți, Elie este un băiat care a crescut în internat, adică este un băiat care a trecut prin foarte multe greutăți, foarte multe. El nu a putut să ia acei bani nici dintr-un motiv. Acesta este absolut niște copii mici care nu cunosc aproape deloc. Eu nu cred că acest hype este de la niște persoane mai mari, persoane mai vârste. Nu cred. Este, scriu, niște persoane, niște copii mai mici care încă trebuie să crească, să învețe multe lucruri și apoi să scrie opinia sa. De aceea, cred că, nu știu, nu a putut suporta atâta ură asupra lui. Căci, să ne gândim logic, el n-a făcut niciun lucru rău, dar putem să spunem că s-a ridicat foarte tare prin prank-uri care a început, prin provocările nebune, s-a ridicat foarte tare, a crescut foarte tare. Elias Vlogs, câte video are făcut, a avut foarte multe video, lumea era interesant să-l privească, doar banii de la skate park, nici că acum nu ai putut să iei Elie, nici că acum. Sunt niște prostii care cineva le vorbește, cineva le scrie, cineva le postează, cineva le citește și crede în aceasta. Aceasta mereu a fost. Și lumea care, nu știu, lumea care îl vor, nu știu, să-l îngroape, să-l dă în jos, sunt niște copii care trebuie încă să crească, să mai înțeleagă ceva, căci ce a făcut băiatul acesta, ce a făcut el, a ajutat la proiectul acesta, în curând nu știu când o să fie, dar o să fie un skatepark, o să fie foarte mulțumit și eu, cred că o să trec și eu pe acolo, eu fac sport, eu fac street workout, după cum știți voi, și când s-a deschis primul teren, când am primit noi ajutor din partea partenerilor noștri, când am primit ajutor din partea lor și s-a deschis primul teren, am fost foarte, foarte bucuros, foarte bucuros. Mulți deja ziceau tot că ei nu o să deschideți nimic, mulți ani, undeva 3-4 ani eu am mers spre aceea. Că a rămas la ideea că cu skate park este foarte complicat să o faci, de aceea ideea a dat o mână de ajutor în autoritatea sa care o are el,
mulți abonați, el ajutat, că tot ce să vină mai repede realitate și voi acum îl criticați că el s-a luat banii lui, este o prostie, absolut o prostie, criticată de niște copii foarte mici. Eu nu cred că oamenii în vârstă, oamenii adulți pot să spună așa ceva. Și de aceea, pentru voi este chiar o mică zicătoare care eu mereu spun. Căci am avut și eu, la rândul meu, criticare, adică din urmă la alte persoane. Căci când eram mai mic îmi spunea că nu o să ajungi, nu o să ajungi nimeni, nu o să faci nimic, nu o să poți să-ți realizezi visurile, nu o să poți să-ți împlinești toate scopurile. Pentru voi, dragii mei, hateri, Ilie să spune și ție să le spui lucrul acesta. Caravana merge, iar câinii latră. Așa că, Ilie, mergi mai departe, lasă mai departe să latre mai departe și totul va fi ok. Asta a fost prima mea idee care cred eu că este. Când o persoană șterge canalul, o persoană care e idee, adică o persoană care este renumită, da? Mulți youtuberi, tipo mii, nu dar sute fericiți că o să vrei să facă puțin hype pentru ei. Și de aceea o să încerce să scrie diferite chestii despre Ilie și toată lumea o să citească acolo, 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 acolo și o să facă un fel de reclamă. Și Ilie cred că ar fi mai bine să nu tragi atenția la toți haterii aceștia, să mergi mai departe spre visurile tale, spre scopurile tale, spre țelurile tale care le ai scrise sau poate le ai în cap. Să mergi mai departe, să nu tragi atenția absolut la nimeni. Căci încă o dată îți spun câine latră, iar caravana merge mai departe. Cred că în această situație pe tine te-ar ajuta, nu știu, să începi să faci sport, că sportul ajută foarte tare. Să începi să duci o sănătate de viață, să începi să te alimentezi cât mai puțin mai corect și să faci puțin sport. Eu la rândul meu tot așa, eram închis în sine, eram blocat, iar când am început să fac puțin sport, sportul foarte, foarte tare m-a ajutat și acum nu trag atenția absolut la nimeni. Poate puțin când mi-a scris un comentariu mai negativ, îl mai citesc. Și mă supăr. Totuși, cât de cât, dar când cineva scrie un comentariu negativ, te ia puțin la inimă, depinde de ce fel persoană ești tu. Așa că fiți mai buni la inimă, iubiți mai mult acest sport, citiți mai mult și mai puține chestii de genul despre tot hate-ul acesta. Mai bine luați și vă preocupați de chestiile voastre, vă faceți voi viitorul vostru, vă dezvoltați voi și lăsați alte persoane în pace să se dezvolte și ei, adică să realizeze scopurile mai ușor, fără nebuneală. Așa că totul este înainte, cred că pe canalul lui Ilie undeva peste o săptămână o să apară din nou video, căci un youtuber care a ajuns la așa un număr mare de abonați, nu cred că o să... Nu o să mai posteze video, acesta este un convenit în plus pentru el și cred că totul va fi ok. Lui Ilie poate să dureze doar să fie puțin mai puternic, să aibă mai mare încredere în sine, să nu atragă atenția absolut la nimeni, să meargă mai departe spre visurile și scopurile sale. El a demonstrat acest lucru căci de la un nivel de trai cât mai mic a crescut la un nivel de trai cât mai mare. El a putut să demonstreze acest lucru, așa că fiecare de noi poate să facă aceasta. Trebuie doar să fim puțin mai buni la inimă, să încercăm să facem lucruri mai bune, să ajutăm lumea. Fiecare ajută în felul său, cineva prin video, cineva prin motivație, cineva scrie o carte, cineva o citește și se inspiră de la această persoană. Trebuie cu timpul să avem recetinde, să fim motivați pentru cineva și totul va fi ok. Și deci, în ultimul rând, așa cum am observat în ultimul post al lui Ilie, a postat că în curând va face video, a luat doar o mică pauză și să fim mai buni la inimă și să punem ultimul hashtag care l-a scris Ilie. Nu tasta ură. Nu tasta ură. Și scrieți comentarii cât mai bune lui Ilie, căci el văzând aceste comentarii, cât mai repede va veni înapoi pe YouTube. Ilie, te salut și... Sper că în cât mai curând timp vei posta video, căci am și eu abonații mei care te urmăresc pe tine și vor să vadă video de la tine. Pace, iubire, fericire cu voi, a fost Mihail Isaicon, ne vedem data viitoare. Peace!